protestul a început în jurul orei 13, dar Țarcul a fost pregătit de jandarmi cu câteva ore înainte. Sindicaliștii nu au scandat lozinci, din contră, au protestat în tăcere. Pancartele cu mesaje ferme au vorbit în locul lor. Angajații școlilor au ieșit în stradă pentru salarii decente. Vor ca sporul de vechime să fie inclus în leafa de bază a celor care fac parte din categoria personalului nedidactic. Protestează un număr de aproximativ 250 de persoane angajate în sistemul de învățământ preuniversitar, cadre didactice și personal nedidactic. Principala noastră revendicare o reprezintă grila de salarizare a personalului nedidactic. Așa, după cum probabil toată lumea știe, există o discriminare acestei categorii socioprofesionale în sensul că sporul de vechime nu este inclus în salariul de încadrare. În această situație, asta înseamnă că personal nou angajat are același salariu de multe ori chiar și cu 2 lei mai mare decât personalul care are 25 de ani vechime. Pe lângă salarii decente, dascălii mai cer depolitizarea învățământului și debirocratizarea sistemului educațional. O altă doleanță importantă a noastră, un lucru pe care îl cerem de aproximativ 2 ani de zile, reprezintă modificări la legea educației naționale. Și aici vreau să vă spun că sunt modificări care sunt de natură de voință politică, în sensul că nu implică bani și mă refer la modificarea componenței Consiliului de Administrație din școli, la debirocratizare, depolitizare, decongestionarea materiei școlare. Sunt și revendicări pentru care efortul financiar este unul infim și aici mă refer la introducerea a unei prevederi pe care noi aveam cu câțiva ani urmă și anume că personalul didactic cu 25 de ani vechime să aibă norma de predare de 16 ore. Mă refer la decontarea navetei, iarăși care nu implică sume colosale. Da, solidaritate cu colegii noștri care fac parte din personal nedidactic, care au un salariu de mizerie. Sunt persoane care ajung chiar cu 50, avem fluturași cu 50 de lei pe lună, fiindcă se... Omul a încercat să facă ceva împrumuturi, i s-au dat și acum se ia înapoi. Persoane care au 3, 4, 5 copii pleacă cu 650 de lei acasă, cu toate că satul garantează minim pe economie. Și vă dați seama, trebuie să facem ceva. Noi încercăm azi un marș al tăcerii, de asta ați văzut că nici nu am scandal, nu am făcut gălăgie. Poate totuși așa reușim să-i... Îmbunăm, să spunem, că acum nu știu cum să mai zicem pe domnii de la reprezentanții guvernului în teritoriu. Concret, pentru ca colegii noștri mai în vârstă să primească ceea ce merită. O vârstă decentă de pensionare, pentru depolitizare, să nu mai fie persoane care sunt numite într-un fel sau altul în învățământ. Protestul sindicaliștilor din învățământ s-a încheiat fără incidente.